Tragedia de la stația de alimentare din orașul Pantelimon, unde un angajat a murit în explozia unei mașini, scoate la iveală o hibă legislativă imensă. Aproape 500.000 de autoturisme care sunt echipate cu instalații de gaz comprimat sau lichefiat sunt omologate și este suficient ca butelia să fie în termen de valabilitate ca să treacă inspecția tehnică periodică. Mai exact, aceste instalații nu au parte de nicio altă revizie. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Au apărut imagine care surprind momentul exploziei de la stația de gaz comprimat din Pantelimon, în urma căruia un tânăr de 26 de ani a murit. Cu doar câteva secunde înainte, o a treia persoană care stătea lângă el părăsește zona și scapă astfel ca prin minune. Șoferul care se afla în spatele mașinii s-a aruncat de suflul exploziei la câțiva metri distanță. În timp ce ancheta poliției încearcă să elucideze de ce a sărit autoturismul în aer, proprietarul stației de alimentare face dezvăluiri uluitoare. Din păcate nu se verifică la rar decât vizual. Trebuie să fie mai bine verificată. Din păcate e o butelie care a explodat și care a omorât un om. Ce să vă spun mai mult de atât? Doar că registrul auto român nu face decât să respecte legislația în vigoare. Aceasta spune că e suficient ca butelile să se afle în termenul de valabilitate și să nu prezinte scurgeri de gaz. Însă termenul de valabilitate al butelii este de 10 ani pentru instalațiile de gaz lichefiat și de 20 de ani pentru cele de gaz comprimat. Există precizări referitoare la valabilitatea buteliei. Într-adevăr, se verifică atunci când vehiculul se prezintă la inspecțiile tehnice periodice. Se mai verifică scurgeri, eventuale scăpări de gaz, iar restul aprecierilor se fac vizual. Potrivit surselor Focus, mașina care a explodat intrase în ultimele două luni de valabilitate a ITP-ului. Chiar și așa, fără o lege similară centralelor de apartament, unde proprietarul este obligat să facă revizia la fiecare 2 ani, autoturismul ar fi putut să treacă fără probleme de inspecție. Nu avem o legislație care să impună verificările acestea periodice care sunt necesare. Da? Orice, absolut orice trebuie verificat, dacă are o durată de viață lungă, trebuie verificat periodic ca să ne asigurăm că nu au apărut anumiți factori perturbatori. Pot să apară deteriorări de valve, pot să apară deteriorări ale sistemului de tanșare, butelia poate să aibă fisuri, nu știu, pot să apară diferite chestiuni. Potrivit registrului auto român, în aprilie existau în România aproape 450.000 de mașini cu instalații de gaz petrolier lichefiat și aproape 4.000 care funcționează cu gaz natural comprimat.